Armata rusă a atacat orașul Zaporojie, obiecte de infrastructură din două districte fiind distruse, a anunțat guvernatorul regiunii. Astăzi, ocupanții au folosit pentru prima oară vehicule aeriene fără pilot. Anterior, acestea erau Wavr Shahed 136. De aceea, orășenii nu au auzit explozii prea puternice. Potrivit informațiilor preliminare, există o victimă, a spus el. Ocupanții folosesc toate armele disponibile împotriva rezidenților civili din regiune, rachete, tunuri antiaeriene, artilerie și acum și așa numitele drone în kamikaze, a mai spus guvernatorul. Președintele american, între timp, Joe Biden a avertizat pentru prima oară de la războiul rece încoace asupra riscului unei apocalipse din cauza amenințărilor cu utilizarea armelor nucleare din partea Federației Ruse, ale cărei trupe se află sub presiunea contraofensivei ucrainene. Compania militară privată Wagner a anunțat crearea propriului său canal privat pe Telegram, ceea ce indică faptul că finanțatorul Wagner, Evgeni Prigojin, ar putea dori o voce care să fie în mod clar a sa pentru a concura cu blogherii militar și posibil cu liderul cecen Ramzan Kadyrov, care au cu toții propriile lor canale de Telegram. Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă în nord-estul regiunii Kharkov, în apropiere de Kupiansk, și operațiunile de pregătire a atacurilor contra pozițiilor rusești de-a lungul drumului Kremina-Svatove din vestul regiunii Luhansk. Este probabil ca trupele rusești să stabilească poziții defensive în partea superioară a regiunii Kherson în urma prăbușirii în linii rusești în nord-estul Khersonului.